No, bun de salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Sursă de Cancer. După cum vedeți, joc puțin Gun Game și să dea dracu dacă... Aoleu, dar abia trece jumătate de damage prin geamul ăla, firea la dracu de geam. Și unde deja au ajuns la treilea episod. Mi-am găsit și eu un server numai bun în care după un kill schimb arma. Cam puțin un kill, 2-3 kill-uri ar trebui să faci normal, în mod normal ca să schimbe arma. După mine așa. Cam destul de multă experiență pe ce se ia, că i-am dat o lamă. Am ratat lama, bă, gameș. Mordă Terecu, nu l-am mai omorât. Hai, și tu mori. Iar și pe ăsta. Ăsta e cu mine, mor și tu. Hai să luăm și pe ăsta. Maestrul în pistoale, prezent la acțiune. Oho, mi-a dat boost-ul. Treci mă la lamă. Hai mă, care mai vrea o lamă? Hai că i-am umplut de lame acum. De ce oare nu mi-au schimbat arma deși le-am dat la mă, nu știu. Al dracu, nu mai murea și am băgat shotgun-ul fix în cap. Mor și tu. Ia, hai. Mor de te dracu. Hai că-i rup, se pare. Bă, dar ăștia sunt boți cumva? Nu sunt boți. Altă-l pe ăsta, 300 ping, băga mea și ceva netului. Cum dracu poți să joci CS cu 300 ping-ul? Mamă, da. În caz că vă întrebați de ce mi-apare achievement-ul, în cauza că mi s-a dus dracu hard-ul și am schimbat Windows-ul și evident s-au dus și toate achievement-urile, toate mapele salvate, resurse și astea. Aoleu, și aveam o grămadă de servere puse la favorite. Mare parte de astea de Gun Game și românești, care mai intram uneori. Dar mare parte în servere românești sunt goale, pentru că românii nu prea joacă CS-uri. Joacă în mare parte ori 1-6, peste 90%. Și rest, nu chiar 90%, dar vreo 70% cred că joacă 1-6, vreo 20 go și restul de 5... Source. Hai, fie și vreo 0, ceva la sută asta, cum se cheamă, Condition Zero. Nu știu, dar știi că e mare bătaie cu CSGO. Sunt foarte mulți jucători. Tot 1-6 a rămas la noi la români. Chit că nu înțeleg de ce nu le prea place românilor sursul. Adică are cerințe incredibile de mici. Rulează pe orice cazan de PC. Are grafică ca la, și, ca la Global Offensive aproape. La Global Offensive mi se pare că e un pic mai bine textura, dar sincer skin-urile alea mi se poartă în pene, adică unde vezi tu s-o dat în armată cu șerbi desenați pe pușcă, mă rog. A, da, și că tot am reinstalat jocul, mi s-a dus dracu și spray-ul, așa că dacă aveți o idee de spray-uri faine pe care să mi le pun, scrieți în comentarii, gen, nu știu, personaje în desene animate care să arate muie sau personaje pe jumea, gen boiovale care să zică bag, pau, almota, sau nu știu, niște idei faine. Ia ta la dracu, ce stai aici? Ia-mă o lamă! Bă, dar căcat că... Deci du-te, bă, nu-ți schimba arma! Când ai lamă, dar când e lamă, te dă înapoi. Tu-ți gâtul, măti, să-ți fude ruznac. Tu-ți vodka și farfaria, măti. Ia, mă, mori? Hai, încă unul. Hai să ne pizdim, să te șmecheri, rațeai, drec. Mordă-te, drecu. Hai, mă, terorii mereți. De fapt, stai că ăștia de CT. CT-i meți, mie, pulă. Vino, bă, să-ți bag țeava de la VP în cur. Cam pervers a sunat asta. Ia, mă, de aici o lamă, te drecu. Ia. Fuu, ce au venit ăștia aici. Faceți raș, firați-ai drecu, ruznacilor. Cum au câștigat rușii războiul, au făcut raș. Glumă de jucători, ce se go de pe junime. Hai că am zis prea mult de tâmpenii până acum, hai să joc și eu mai serios. Mordă, te drecu, bă, dar ce serios joc. Ok, ce mi-a framat o secundă, nu știu. Ia, mă, de aici. Nu te sinucide! M-am sinucis în puii mei! E, oricum îmi place să joc cu cățaua. Cu lătrătoarea. Hai mă, careva pe aici să-l omor. Nimeni? A, tu! Mordă-te, recu! Hai mă, care ești mai șmecher tu? A, doctore! Rămâi tu fără doctorat acum, bă, că ăsta e și de pe server. Fix la omor, trebuie să plec de aici, că mie că iar mă sinucid. Și doar 60 de damage, adică vin ăștia de damage-uiți pe partea aia. Luați-mă de aici grindă firața-i, recu. Și tonul l-am luat. Ia de aici grenadă. Mori. Gata. Am băgat smoke. Ia mă, trece vreunul pe acolo. Câștig și eu. Hai că-i dau la mălul ăsta. Și eu cred că mi-l omor altul. Nu. Da, da, mi l-a omorât altul.
Du-te! Am crezut că m-a luat cu granada. Ar fost prea penal. Ia mă, că am un smoke aici. Hai să-i pândesc în smoke. Du-te, hai, da! Dă-i! Aia, hai că aveai și mișcă pe fundal. Sper să nu, sper să n-aibă mai mult de 10 secunde să-mi iau copy fucking right. Hai că nu mai am copyright, e bine. Deci cam asta a fost și acest episod, eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați cât tu cap, a, ce m-a panicat, dați cât tu cap în grob butonul sub videoclip. Și până data viitoare, ciao-les!